Filarmonica Ion Dumitrescu invită pe melomanii vâlceni lunii 20 iunie în sala La Hovarii pentru un concert excepțional cu trei invitați de seamă apreciați în țară, dar și peste granițe. Bună ziua, dragi prieteni ai muzicii, dragi vâlceni, stimați melomani! Filarmonica Ion Dumitrescu vă așteaptă luni pe 20 iunie la un concert intitulat sugestiv Sinfonic de Iunie. Sinfonic de Iunie pentru că avem un concert pentru fagot și orchestră muzică românească în prima audiție, semnat de compozitoarea Iulia Cibișescu-Duran și interpretat de maestrul Vasile Macovei. Faragotistul Dumitru Macovei este un eminent promotor al creației muzicale românești. Din anul 2004, Vasile Macovei este doctor în muzică al Universității Naționale de Muzică București. La pupitrul Orchestrei Sinfonice se află, după ceva vreme, maestrul Valentin Doni. După ce a studiat arta dirijatului, Valentin Doni s-a perfecționat în Franța. A condus orchestre din Italia, Spania, Portugalia, Franța, Austria, Coreea de Sud, însumând peste 300 de concerte. Pentru merite deosebite, dirijorul Valentin Doni a primit titlul de maestru în artă, iar în 2002, guvernul francez i-a conferit titlul de cavaler al Ordinului în Arte și Litere. După pauză, pianista Oana Cichi ne oferă ceea ce eu am numit peste tot un hit al concertelor pentru pian și orchestră scrise de Ludwig van Beethoven. Este vorba de concertul numărul 3 pentru pian și orchestră, bineînțeles în acompaniamentul Orchestrei Sinfonice. Concertul se va încheia cu Sinfonia a 8-a de Ludwig van Beethoven. Pianista Oana Cichi a susținut concerte pe scenele românești, dar și din Ungaria, Germania, Austria și Italia. Concertul numărul 3 pentru pian și orchestră a avut premiera în 1803, iar auditoriul a fost surprins de faptul că Beethoven a cântat aproape tot concertul din memorie. Sinfonia numărul 8 în fa major a fost compusă în 1812 și se caracterizează printr-o notă veselă, diferită de stilul lui Beethoven.